Prețurile locuințelor din Drobeta-Turnu Severin au explodat. Deși severinenii se plâng de venituri mici, piața imobiliară este într-o continuă creștere. Prețurile imobiliarelor la nivel local sunt la fel ca în orașele mari, iar în unele cazuri ajung chiar să depășească prețul unei apartamente din capitală. Se pare că severinenilor le merge bine, în ciuda pandemiei restricțiilor, scăderii economiei, întrucât prețurile imobiliare au explodat. Se pare că actualul context social nu a afectat deloc piața imobiliară la nivel local. Dacă în orașele mari, precum București și Timișoara, prețul unui apartament cu două camere este de 56.000 de euro, în severin prețul unui apartament cu două camere poate ajunge la 62.000 de euro. Prețurile imobiliarelor în drobeta turnul severin au explodat. În acest moment, în zona 0 a orașului, un apartament cu trei camere la un etaj intermediar ajunge până la aproape 90.000 de euro. Iar într-o zonă periferică a orașului, un apartament tot cu trei camere ajunge și până la 64.000 de euro. Toate acestea în timp ce adulții din Severin au un venit minim lunar. Este cert faptul că prețul diferă în funcția de zona în care se află imobilul. Profitabil este pentru cei care dețin în acest moment imobiliare, întrucât vânzarea acestora este una profitabilă în această perioadă. Însă, în tot acest timp, cetățenii se plâng de veniturile mici și de faptul că abia își câștigă treiul de pe o zi pe alta.